Bun găsit tuturor, 3 cărți de 5 stele care pot schimba definitiv viața sau mai bine zis mentalitatea. Și chiar și acest definitiv poate este ușor exagerat, dar o să vedeți de ce, pentru că argumentez la fiecare carte în parte. Sunt 3 dintre cele mai bune cărți pe care eu le-am citit până în prezent și care chiar cred că schimbă. Schimbă ceva în tine, în fiecare cititor în parte, iar prima despre care povestesc imediat este o carte despre care chiar cititorii spun că le-a schimbat viața. Eu sunt Roxana, mulțumesc că sunteți cu mine și dacă v-ați abonat, nu uitați clopoțelul de notificări pentru a vedea următoarele vloguri pe care le postez. Și încep cu o primă carte care este probabil cel mai puțin cunoscută de voi. Și spun asta pentru că n-am prea zărit-o nici pe Bookstagram, nici pe Facebook, nici aici pe YouTube, însă Cine mi-a luat cașcavalul este una dintre cărțile care chiar merită citită. Cărticelele, pentru că este destul de micuță, destul de subțire, din păcate nu o am, am împrumutat-o de la bibliotecă, dar vreau să o caut și să o țin în biblioteca mea. Îmi place, chiar dacă am citit o carte, să știu că este acolo, să mă întorc uneori la ea, cum este de exemplu cu Cel mai bogat om din Babilon, o carte pe care chiar îmi place că este la mine în bibliotecă și s-o răsfoiesc din când în când. Și mă rog, mai am câteva cărți, poate o să fac așa un video separat cu toate cărțile pe care îmi place din când în când să le răsfoiesc și să îmi iau anumite pasaje care să mă ajute în anumite momente. Dar să rămânem la Cine mi-a luat cașcavalul. În primul rând, cașcavalul este o metaforă și miza în această carte este cașcavalul, dar ajung imediat la subiect și la personaje. Înainte de toate vreau să vă spun că această carte este despre a face schimbări. Te inspiră să faci o schimbare în viața ta chiar dacă nu îndrăznești, pentru că suntem mulți dintre noi care știm că vrem acea schimbare în viața noastră, dar nu știm exact de unde să începem și cum să începem și ce ne dorim cu exactitate, ce înseamnă acea schimbare. Ei bine, asta face această carte scrisă de Dr. Spencer Johnson, o carte despre care spuneam este mică, dar are foarte multă esență, foarte multă informație. Ei bine, personajele principale din această carte sunt 4. Avem 2 șoricei și 2 omuleți, care toate 4 întruchipează 4 categorii principale de atitudini pe care oamenii le au în general în fața schimbării. Și avem pasivitatea, curiozitatea, ancorarea în realitate și acțiunea. Cașcavalul este miza, dar pentru a ajunge la el, fiecare dintre aceste personaje trebuie să gândească anumite strategii, cum să ajungă la cașcaval și cum să-l aibă în continuare. Foarte interesant că la un moment dat toți găsesc un depozit plin de cașcaval. Numai că în vreme ce șoriceii nu își lasă niciodată adidas și de alergat din picioare și continuă să caute cașcavalul, omuleții se așează comod și își spun confortabil că au din ce să trăiască bine mersi și nu au nevoie să mai caute de aici înainte. Comoditatea aceasta pe care ne bazăm uneori mulți dintre noi, dar ce să vezi, într-o zi cașcavalul este pe terminate. Și uite așa începe fiecare să facă schimbări, să gândească schimbările și să-și continue căutarea, pentru că e mult mai bine, își dau seama că e mult mai bine să cauți în continuare decât să stai degeaba sperând că o să-ți ajungă pentru toată viața acel cașcaval. Frica este inamicul numărul 1 al multora dintre oameni și te poate paraliza uneori. Iar asta înveți în cartea asta, că nu trebuie să lași frica să te domine. Frica, care este un subiect de actualitate, cum spuneam, face parte din zilele noastre, și de aceea și teama de schimbare. De asta spun că este o carte care poate schimba viața multora și cititorii au fost cei care au spus asta de-a lungul timpului, din tot ce am citit eu despre această carte. În limba engleză, în principiu, v-am zis, n-am prea văzut recenzii în limba română, cred că sunt vreo câteva, dar nu mi se pare o carte atât de cunoscută. Nu am văzut oamenii să vorbească despre ea sau bookstagramării sau cititorii în general. Și pentru mine rămâne o carte de 5 stele, vreau să vă spun și câteva citate pe care mi le-am notat. Ce ai face dacă nu ți-ar fi frică? Lucrul de care ți este frică nu este niciodată atât de rău precum îți imaginezi. Frica pe care ai creat-o în mintea ta este mai rea decât situația în care ești de fapt. E bine, cartea, spuneam că are 96 de pagini, este foarte mică, este cea mai rapidă carte pe care am citit-o vreodată, cred. Da, 96 de pagini, 100 de pagini, vă dați seama, le citiți, cred că în mai puțin de o oră dacă stați de ea. Are și un scris destul de măricel. Nu contează aici câte pagini sau câte cuvinte sau câte propoziții, câte fraze, câte capitole. Important este ce găsiți în ea, pentru că aceste 4 personaje
mesaje chiar pot fi inspiraționale pentru mulți dintre noi. Eu m-am regăsit și chiar v-aș întreba, dacă ați citit-o până acum sau dacă urmează să o citiți, în care dintre personaje vă regăsiți voi? Pentru că eu m-am regăsit în fiecare dintre cele patru. De exemplu, s-a întâmplat în viață să acționez precum Gonilă, personaj care este într-o continuă alergare și care intră rapid în acțiune. Dar, în același timp, mi s-a întâmplat să acționez și ca domnul Iepure, care este într-o continuă negare și care, de teama eșecului și a fricii, nu îndrăznește să facă schimbarea. Și, desigur, cu trecerea timpului, am mai crescut, m-am maturizat, m-am mai dezvoltat, am mai avut experiențe, am învățat să acționez ca domnul Hohot, care se adaptează schimbării și crede că aceasta îi va aduce ceva bun. Ar fi chiar idealul să acționăm astfel, dar mai târziu am învățat să acționez și încă fac asta precum Mirosilă, care, așa cum îi spune și numele, miroase, adulmecă, presimte schimbarea și se pregătește pentru ce va să vină. Mi-a plăcut foarte mult faptul că scriitorul Dr. Spencer Johnson a ales ca personaje, deși este o carte pentru adulți, personaje din universul copiilor. V-am zis, este ușor de citit, până într-o 100 de pagini, 5 stele din partea mea. Autorul este cel care a creat și The One Minute Manager System. Este o carte pe care o am în bibliotecă necitită, căci cărțile în limba engleză nu sunt neapărat printre prioritățile mele, dar într-o zi tot sper să devină o prioritate. Who moved my cheese? Cine mi-a luat cașcavalul? Ați citit-o? Care dintre personaje vi se potrivește cel mai bine? Iar dacă nu, vă invit să o faceți, o găsiți la reducere, las chiar mai jos un link în descriere. Și continuăm cu a doua carte, pe care cu siguranță ați zărit-o de-a lungul timpului în topul librăriilor și în multe alte topuri de recomandări. Este vorba despre Sapiens a lui Yuval Noah Harari. Acest scriitor care scrie foarte simplu, așa, pe înțelesul tuturor, și foarte bine că a făcut asta, pentru că după ce că este multă informație, dacă mai scria și complicat, era destul de greu să rămâi cu ceva. Ei bine, nu știu dacă ați citit-o, eu vă las acum câteva motive, argumente pentru care cred că această carte ar trebui să fie nelipsită din bibliotecile noastre, chiar dacă poate anumite teorii îți dau de gândit și trebuie să te gândești tu singur dacă este bine ce scrie acolo sau trebuie să gândești exact cum spune acest scriitor. Ei bine, cartea începe destul de simplu, de la apariția moleculelor, atomilor, a energiei, a organismelor, și ne duce ușor, ușor, spre fiecare capitol ne povestește despre toate cele trei revoluții, cognitivă, științifică și agricolă, dar până atunci ne introduce, cum spuneam, în apariția organismelor și cum să înțelegi mai bine specia dominantă de astăzi, pentru că ne duce de la stadiul de culegător-vânător la cum a evoluat umanitatea și cum a ajuns specia noastră să domine, cum spuneam și mai devreme. Sunt multe teorii, cum spuneam, despre care Harari povestește în această carte și unele sunt destul de logic de gândit. Adică spune la un moment dat că acum mult timp gestația la femei dura aproape 2 ani și că atunci când bebelușul se năștea, venea cumva mai pregătit pe lume, astfel încât să aibă și anumite deprinderi deja formate. Și face autorul în acest sens o comparație cu animalele, cum că acestea, doar câteva ore după naștere, se pot ridica și hrăni singure și să meargă. Ceea ce este logic, pentru că, de exemplu, la un vițel nou născut, acesta se ridică și merge la ugerul maicăsii să mănânce, n-o să poată vaca să-l hrănească singură. Asta este și diferența mare dintre oameni și animale, că noi avem capacitatea de a gândi. În vreme ce animăluțul ăsta se duce singur să se hrănească, o mamă își ia bebelușul, puiul nou născut, și îl ia în brațele sale, îl hrănește și îl învață să iasă în lume, să pășească în viață, având singur apoi anumite deprinderi care să îl ajute să evolueze și să capete aptitudinile necesare pentru a deveni independent. E bine, Sapiens este o carte care nu știu dacă m-a marcat neapărat, dar sunt foarte multe informații pe care recunosc că nu le-am știut și unele, dacă le știam, le-am uitat de-a lungul anilor, adică chiar cred că Sapiens este o carte foarte utilă și îmi doresc foarte mult să îmi iau și Homo Deus, nu am încă în bibliotecă. El a mai scris și 21 de lecții de viață pentru secolul al 21-lea, nu am, pe aceasta nu știu dacă mă tentează neapărat, că am mai luat eu cartea lui Jordan Peterson cu 12 reguli de viață și am auzit că nu este chiar așa de grozavă, dar doar am auzit, n-am început-o încă, nu știu încă cum este, să rămân totuși la Harari și la Sapiens. Un alt lucru care mi s-a părut interesant, povestește Harari aici despre faptul că limba noastră a evoluat ca o modalitate de a bârfi și în acest sens, conform acestei teorii, Homo sapiens este un animal social. Dacă stăm și ne gândim un pic, chiar are loc cea mai mare parte a comunicării de astăzi, comunicării dintre oameni, are loc ca o bârfă, fie că este prin e-mail-uri, că este prin mesaje text, prin WhatsApp, prin Facebook Messenger sau față în față.
uite, chiar și întâlnirile de la serviciu, că nu stai să povestești non-stop despre call-urile pe care le-ai avut și ce task-uri ai în următoarea zi sau în următoarea perioadă, ci povestești mai degrabă despre anumite lucruri care se întâmplă poate în echipă, nu știu, o bârfă despre colegul și colega care s-au cuplat sau mai știu eu ce alte bârfe de ale vieții. Bârfa ne este atât de naturală încât chiar îi spune că limbajul a apărut cu scopul acesta de a bârfi. Aștept un comentariu de la voi să-mi spuneți dacă ați citit Sapiens, scurtă istorie a omenirii. Este foarte bun acest titlu și sugestiv pentru că exact asta aflăm din această carte. Cum a evoluat umanitatea? Am googlit puțin despre Harari, mai știam asta și data trecută pentru că am citit-o anul trecut și am mai povestit despre ea într-un book review, că este profesor titular la Universitatea Ebraică din Ierusalim, iar cartea aceasta a fost tradusă în peste 40 de limbi. Spuneți-mi dacă ați citit-o sau dacă aveți în plan să o citiți. Și ei bine, ultima carte despre somn a lui Matthew Walker, dacă suntem conectați pe Instagram, contul iCarte iParte, pe iCarte am mai povestit de-a lungul celor 3 săptămâni, cred, sau mai bine, aproape o lună, pentru că am citit în paralel și altă carte cu aceasta. Mi-a fost destul de greu să o termin din cauza terminologiilor medicale, din cauza cuvintelor din domeniul medical pe care nu le-am înțeles și am stat în permanență cu Dex-ul lângă mine și cu Wikipedia, că nu toate cuvintele se regăseau în Dex și am pus de foarte multe ori la cuvântul zilei. Dacă sunteți pe Instagram, pe Bookstagram, ați văzut că am zilnic un cuvânt al zilei din cărțile pe care le citesc. Sau dacă nu zilnic, în funcție de ce cuvinte am descoperit în cărțile pe care le citesc în general. În prima parte, Matthew Walker ne duce în fenomenul somnului, ce este somnul, cine și cât doarme, de ce doarme, cum influențează somnul viața noastră și multe alte aspecte importante. Somnul rămâne încă un fenomen neînțeles, cel puțin din punct de vedere științific, însă Walker s-a documentat extraordinar de bine pentru asta, merită 5 stele din partea mea, chiar dacă vă spuneam, mi-a fost dificil să o citesc, după care ne introduce în cele două tipuri de somn, NREM și REM. Sunt două faze ale somnului pe care mi-a fost dificil să le citesc pe parcursul cărții, pentru că nu doar ne introduce în aceste faze ale somnului, ci ne povestește pe tot parcursul cărții și mi-am notat eu aici că NREM-ul este faza de somn cu mai multe secvențe de profunzime, respectiv un somn mai superficial, care are scopul de a stoca și de a consolida elementele de bază ale memoriei, și somnul celălalt, REM, etapa în care sunt prezente mișcările oculare, este un somn cu activitate electrică foarte alertă, similară stării de veghe, dar în care mușchii striați sunt paralizați. E bine, cele două tipuri de somn se succede și alternează în cicluri de aproximativ 90 de minute. Matthew Walker ne povestește apoi și despre vise, despre influența viselor în viața noastră și foarte interesant ce spune aici, pentru că nu timpul ne ajută să uităm, ci visele ne ajută să uităm anumite dureri, suferințe ale vieții, să depășim, să trecem peste ele. De exemplu, în faza de REM se întâmplă să ne amintim anumite detalii în faza a somnului, dar tot acest tip de somn, această fază a somnului ne și ajută să uităm. Cum ar fi, nu știu, suferința, că spuneam mai devreme, poate fi din cauza unui doliu sau din cauza anumitor experiențe pe care le trăim în viețile noastre. Dar Walker nu doar povestește despre acestea, vine și cu soluții. El ne povestește și despre neimportanța, aș zice, a somniferelor, despre melatonină, și am rămas totuși cu un semn de întrebare. Eu mai iau uneori seara melatonină și încă n-am găsit o explicație de ce, dacă iau pastila la 9 și jumătate, adorm la un 10 jumătate, dar mă trezesc la 4 dimineața, 4, 4 jumate, 5 și nu reușesc să mai adorm. Asta înseamnă că organismului meu este suficient un număr de 6 ore. Dar și despre asta povestește Matthew Walker în această carte, despre somn și de ce este vital să dormim și să visăm. Ne spune și despre numărul de ore, de 6 și de 8 ore, sunt făcute multe analize în carte și studii. Tot el mai vorbește despre Alzheimer. Da, uneori chiar mă tem, am momente în care mă întreb de ce uit de la mână până la gură, ca să zic așa, uit foarte repede o anumită idee pe care o încep și nu reușesc să o termin, adică la interval destul de scurt, 10-15 minute, și asta m-a speriat un pic, dar apoi am stat și am analizat și m-am gândit. Acum mulți ani, sute mii de ani, omul nu avea decât două chestii importante în viața lui, să se hrănească și să se reproducă. Ori astăzi noi avem
zeci de priorități zilnice. Noi nu avem doar două lucruri de făcut, doar să mâncăm și să facem sex. Noi avem o mulțime de alte activități pe care le facem de-a lungul unei zile. Și atunci cumva mi se pare plauzibil, aș putea spune, sau justificat de ce uităm mult mai repede decât se întâmpla în trecut. Nu știu dacă încă să mă tem de faptul că mi se întâmplă când sunt mai ales stresată sau împovărată cu anumite probleme să uit ce naiba am vrut să spun. Și o altă chestie foarte interesantă în cartea asta, chiar la începutul cărții povestește Matthew Walker despre aspectul genetic al fiecărei persoane în parte, dacă ești matinal sau nocturnal, și am pus aici o idee pe care a spus-o el: dacă sunteți păsări de noapte, este foarte posibil ca unul dintre părinți sau amândoi să fie pasăre de noapte. Asta cu teoria faptului că ești matinal sau nocturnal, și chiar la un moment dat spune o chestie de genul că mulți dintre oameni au tendința să-i judece pe cei nocturni, de exemplu, că dorm mai târziu, după miezul nopții, că asta ar fi o alegere, când de fapt este ceva genetic. Foarte interesantă teoria și mi-a plăcut că am aflat niște aspecte, că poate și eu aveam unele prejudecăți despre oamenii care adormeau târziu în noapte. Bine, și eu adorm mai târziu, că de asta iau melatonină uneori. Și cu asta închei despre somn cartea lui Matthew Walker. Walker este profesor de neurologie și neuroștiințe, este un expert în domeniul somnului la Berkeley și la Harvard, și somnul, spune el, declară asta, a devenit obsesia lui. E foarte bună cartea, v-am zis, are 5 stele din partea mea, 5 stele despre somn, 5 stele Sapiens, 5 stele cine mi-a luat cașcavalul. Și cu asta v-am lăsat, sper că v-a plăcut acest video și sper să vă placă aceste cărți dacă alegeți să le comandați după ce ați vizionat vlogul din seara asta. Eu sunt Roxana, mulțumesc, și dacă mai vreți încă un video cu acest tip de idee, cu 5 cărți care mi-au influențat sau mi-au schimbat viața, îl găsiți tot aici pe canalul meu de YouTube, făcut acum vreun an și ceva. Vă mulțumesc, seară minunată în continuare, și nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări.